E Moș Crăciun, băieți! Ha, frumos! Și aici s-au strâns toți oamenii de zăpadă într-un singur loc. Doamne! Și fix când ziceam că nu mai ajung, văd un autobuz în față și o benzinărie. Să luăm autobuzul? Mamă, da. Ia să testăm noi, băieți. Am văzut aici un șmecheraj de la... E acolo, în vârful muntelui. Sper că nu mai vine și altă. Hai, mă, gen, nu poți să cobori? Mâncăm ei blatul. E. Nu am vrut. Opa, găsim niște mașini. Asta e cea mai nouă mașină din joc, nu? Cea mai bună. Cred că da. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din joculețul The Long Drive. Continuăm drumul nostru magnific și minunat. Cu trabantul nostru magnific și minunat pe care vreau să-l schimb cât de repede se poate. Pentru că nu are niciun sens să mai... Îmi consum și prea încet, efectiv. Pot să-i scot aia, ok. Nu o să-i scot aia. Da, nu știu, vreau să ajungem la altă locație în episodul de azi. Bă, să cu daia albastră? Nu. No. Am greu să vedem la radio, pot să aud ceva. Stați o secundă, băieții mei. Eu nu știu la ce e bun kilometrajul ăsta, că aici arată că am 30 km făcut și în meniu arată că am 30. Practic, mai bine nu-l am. Dar o să-l țin acolo. După cum se observă acolo în depărtare o casă, ne îndreptăm frumos spre ea. Mi-e frică de oamenii ăștia de zăpadă dacă iar vin. Dar eu n-am arma în inventar? Păi da. Nu oare nu merge să-i omor cu arma? Bună idee. Oh, o ia uite, puțin îl avem aici. Ma friend. Ionica de la Clejan, ia vină mă încoa. Care-i faza cu oamenii ăștia, adică... Iuți. Care e faza cu oamenii ăștia? Eu vreau și eu să știu. Care e faza cu voi? Băi, mai aud unde ăsta și nu-mi place. Unde? A, vine de-n față. Cum se putea? Cum poți să ai plin de ăștia, văd. Să-l omor mai repede. Eu nu înțeleg care s-a developerul ăsta. Dacă are chef de prostii sau... Ce? Adică de ce-i faci oamenii ăștia de zăpadă care să mă atace? Bă, aici, aici am trabant, mă, n-am și eu o mașină de-aia bună. Pă bune, mă. Hai să dormim. Căcat. Mai dorm într-o dată. Mai că am dormit până la... M-a prins noaptea și... Na. Pornim luminile. Mă, ce e cu sunetele astea? Nu înțeleg de unde vin sunetele astea. Mai avem vreun om de zăpadă pe aici? Sperăm că nu. Ridicăm asta. Bă, momentan pare safe. Nu știu niciodată ce te aștept aici înăuntru. Bă, nimic special, ulei, dar ce să fac cu uleiul? Am prea mult. Mai am și la mine ulei. Aici un cadou. Am colândar, dar nu mers. Răhați, nu vreau. Lumina ambientală.
Nu este să plecăm, n-am mai stau aici. Am lumina ambientală acum, am luat capul ăla. Continuăm drumul, nu? Zic și eu. Avem un prieten la orizont. Bă, ce faci, mă? Ah, da, ți-l convine după noi. Vreau să-mi opresc aici să încerc pușca un pic pe un om de stat de zăpadă normal. Văd dacă va funcționa. Bye. Prestăm o mașină. Cum oprim o mașină? I. Vreau să încerc. Da, merge. Deci, dacă am arma încărcată, n-ar trebui să-mi fac. L-aud pe moșu pe cer. Totuși, hai să plecăm de aici. Nu vreau să mai stau. Deci, merge cu arma, dar deci, dacă am arma, n-ar trebui să mă omoare eu. Trebuie să fiu protejat, pentru că am și gloanțe la mine. E periculos cu... O, ăla e moșu! Moș Crăciun! Uitați-l pe Moș Crăciun! Doamne! Moșule, ia stai bă așa! A, da, că nu cred că am mers, dar na. Ăla e moșu! Vă vine să credeți? Am găsit pe Moș Crăciun. Doamne. Ce este? N-a lăsat să vină și cu cadouri la noi de long drive. Să nu mai pună rahății în cadouri. Da. Au, lua asta, nu știam că pot să o scot. Pot să o pun, dar nu știam că pot să o scot. Interesting. Păi, ce anunția de zăpadă pare așa de inocenți. Când dai domnul pălării albastre. Da? În față nu se vede nimic decât drum. Și aici. S-au strâns toți oamenii de zăpadă într-un singur loc. Doamne. Am găsit armata oamenilor de zăpadă, dar văd că sunt ăștia best minți care nu vor să atace. Deci, dacă vreți să jucați jocul ăsta, vă recomand să luați o pușcă și de-astea, ca să încărcați pușca, gloanțe, alice. Pentru că, vedeți și voi, vine cu un violator de ăsta albastru și nu știu ce se poate întâmpla. Eu i-am pus cap acolo în spate, pe post de trofeu. Ma, văd că nu mai ajung la următoarea locație, băieți. Are jocul ceva cu mine. Și fix când ziceam că nu mai ajung, văd un autobuz în față și o benzinărie. Să luăm autobuzul? Mamă, dar asta merge și mai încet decât mașina. Nu cred că o să iau autobuz. Sau cine știe, să oprim aici. Vreun pericol iminent, ceva? Nu pare. Dacă e ceva? Mai aici. Ieri moș pe cer. Doamne. Avem aici niște posteluțe, poate pot să-mi o pun pe mașină, zic și eu. Ia să vedem. Ha! Moș Crăciun pe cer. Efectiv e moș. Dar dacă problema e... Nu avem aici un... Ce e asta, mă? Paletă de muște. La ce îmi trebuie paletă de muște? Când e apocalipsa oamenilor de zăpadă. Tell me guys. Să vedem care e faza cu autobuz. Patru bomba, da, dar asta consumă mult, nu cred că o să luăm autobuz. Ia să intru în el. A, nu, da, știu că de aici. Da. Ia să închidem.
Da, el pornește, doar că, na. Nu cred că are rost să-l iau, mă gândesc și eu. Adică nu văd rostul prin care am luat autobuzul ăsta. Vreau să văd cât mai am benzină în Trabant. 3.1, e ok, e ok. Să mai rămâne la Trabant. Da, și vreau să iau ăsta să-l pun frumos. O să-l opresc totuși. N-am chef de el. Hai să-i dăm înainte. Nu o să iau autobuz. Merge și greu. Gândiți-vă că merg cu trabantul cu 100, cu autobuzul prin cam 60-70. Deci nu cred că are niciun sens la autobuz. E distractiv, e funny, dar nu vă rost. Ia să testăm noi băieți. Am văzut aici un șmecheraj de la. E acolo, în vârful muntelui. Sper că nu mai vine și altă. Hai mă, gen, nu poți să cobori? Mâncăm ei blatul. E. Nu au rămas coboare la noi. Dar apare merge să-i tragi. E ok. Pare merge și cu trasul. Mergeam pe drum și era să ratez locația aia din față. Nici nu văzusem la cum e așa albă, nici nu-ți dai seama. Nu găsim nici noi o mașină de schimb. Hai mă. Opa, băi, ce am găsit aici? A, s-ar putea să schimbăm. Nu e mașina de aia bună, dar merge mai bună decât un Trabant, mi se pare. O să vreau să am un pic de grijă pe aici, mă uit în jur, să țin pușca asta în mână. Pentru că n-am TP-ul cu toți ăștia pe aici. Vreau să controlez bine zona. Ia ce avem acolo. Na. Mai de ăștia răi avem. Hai să schimbăm mașina tot, vreau să mă uit la motor. Coolant am, ulei e, benzină e, 0,9. Nu știu mă pe aici o canistră ceva. Opa, binoclu. Ulei am mai găsit. Vreau să iau un loc de binoclu. Moș Crăciune, moș. Nu-l văd pe moșu. Cum aruncam eu un item mare? A, cu F, te țineam apăsat, dar că nu merge să-l arunc. Eu la mine în inventar nu vreau să-l arunc. Da, gen, nu știu ce. Lasă că o să ne mai uităm. Ăla e motor de Trabant. N-am nevoie de așa ceva, ăla e un glob, nu-mi trebuie. Aici să na, nimic special. Aici am o cutie de asta de nu știu ce-o fi în ea. Opa, cât ulei am. Mă, cumva se dă ulei, aia e bine. Hai să luăm să punem dacă am atât ulei. Punem tot ulei. Și schimbăm mașina, practic. Să mișcă cât de cât mai repede asta decât celălalt. 5 litri full. Aole, deci până mă obișnuiesc cu chestia asta mai durează. Nu știu ce mai am pe aici. Nimic prea special. Capul de dovleac, nu știu dacă vreau să-l mai iau.
Oare pot să ajung cumva pe acoperiș? Nu cred. Iar l-au pe moșu. Aici sunt mai răhăței. Nu cred că am cum să mă fac acoperiș, nu am. Tatăl pe moșu, mă. Ia domnule binoclu ăsta să ne uităm. E Moș Crăciun, băieți! Ha, frumos. Ce să zic? Cum? Da. Deci l-am văzut și pe Moș episodul ăsta. N-am cum să mă urc acolo, n-am cum. Dar asta e noua mașină, băieți. Hai să o luăm și la un test drive. Parcă totuși, cred că se miște mai repede decât Trabantul ăla. Ia, trece de 100. Cât se interes meu? Trece mă de 100. 120. Da, e mult mai repede decât Trabant. Cu Trabant mergeam numai cu 100. Ha! Frumos. Ce să zic? 121 pic chiar, dar că se controlează ca naiba și nu știu ce am făcut. Hai să-i dăm o continuare. De ce are becul ăla pe volant? Ah, e benzină. Uitați iar unde stăm. Hai să mai mergem până la următoarea locație. Poate găsim acolo motorină, benzină, etc. Benzină, de fapt. Nu trebuie motorină la mașina asta. Ce să fac cu ea? Poate ajungem, cine știe. Poate găsim ceva. Că începe să fie foarte rară benzina, nu știu de ce. Nu prea mai găsești. Și nu prea îmi convine. Mai îmi trebuie și mie pentru mașinile astea. Asta nu e cea mai bună mașină din joc, dar e mai bună decât Trabant. Trabantul cred că e cea mai slabă mașină la momentul actual. Mașină. Adică, mă rog, cel mai slab vehicul, dacă e să o luăm așa, e autobuzul. Dar ca mașină, Trabantul e clar cea mai slabă. Aici avem torpedou. Trabantul e foarte ușor, dar nu mă aștept prea mult. Că dacă îi pun alt motor, nu o să aibă cum să-l răcească. Pentru că n-are coolant sau n-are radiator. N-am radiator pe Trabant și n-am. Mai greu cu răcitul. În rest, totuși, eu știu că am găsit mașina asta, doar că mi-e frică benzina asta, cum o să facem noi. Că dacă nu găsesc, e periculos. Și acolo s-o piatra, o piatra. Credeam că am găsit ceva nou. Poate găsim și noi ceva mai ca lumea acum. Poate chiar altă mașină totuși, nu știu ce să zic. Adică a schimba-o, vă dați seama. Că nu mai ar fi rău să o schimb, dar... Parcă totuși nici nu mi-am reglat și eu oglinzile. Aha, hai că mi-o reglez așa dacă... Regla și eu două din ele. A treia... Pune și pe să fie de design. Ceva în față, nimic. Bănuiesc că o să mai conduc și... Poate o găsesc ceva. Observăm acolo în depărtare o casă și... Și de ce e o cruce pe marginea drumului? Eu, da. Nu, hai să nu oprim. Deci văd acolo o casă, dar se vede pe-n hartă așa, nu știu. Și nu știu mașina mea ce are doia razna. Stai mașinu. Stai fost să mă arăt mota. Stai. Uite, uitați-vă și... Ce naiba? Eu cu ăsta e optimizat superb. Mai are niște optimizări, mai bine nu le avea. Bune acum, zic.
Fără bășcălie, fără glume, fără nimic. De ce e lumina aprinsă la casa aia? Ăla e pălărie roșie sau albastră acolo? Ăla e roșie. Oh, acum deja mi-e frică să mă mai uit și na. Ieșim direct afară și pușca în mână că nu e bună pe aici. Opa, găsim niște mașini. Asta e cea mai nouă mașină din joc, nu? Cea mai bună. Cred că da. Bă, nu o să mă mai aventurez mult pe aici. O să iau asta. Să-i dau mount pe asta. Vreau să mă uit. În rezervor am ceva? Uhu, 1-1. Băieți, știu ce luăm. Băieți, știu ce luăm, băieți. Avem aici cea mai bombă mașină ever. Care are niște minusuri pe aici, na. Că se fă, ușa asta e oribilă. Dar mai întâi să dormim. O să fac dimineață. Și după aia am. Toată pe moșul pe cer, îl vedeți? Da, ăla e moșul Crăciun. Crăcit Fericiun. Bun, am făcut dimineață, vreau să ies. Să las ușa asta aici. Avem o ușă nouă pe aici. Sau sunt eu cior? Nu, chiar avea, dar nu cred că e de la șofer. Lasă-mă, bulgare. Nu e de la șofer nou. Nu, e de la pasager. Nu, o să lăsăm pe asta la șofer, nu avem ce să facem. Bun, păi dacă luăm mașina asta, ne mai uităm o tură prin casă și ai, avem o sanie. Ce, n-am nevoie de sanie. Da, vezi, am făcut cu mașină nouă, ce să zic. Suntem tanci. Oricum, cam asta e episodul. Sper că v-a plăcut, asta e noua mașină. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade, nu uitați și voi să apăsați butonul de like. Și bineînțeles, scoate mașina de aici, ne auzim data viitoare. Pa, pa!